una dintre ele, una din fundațiile de apărare a cetățenilor împotriva statului, a dat în judecată guvernul Boc și a câștigat în ceea ce privește normele de aplicare a legii 1/2009. Este vorba de imobile retrocedate sau legea s-a mai numit pe vremuri legea Voiculescu. Deci aici nu este vorba de nume. Aici este vorba că avem drept ca și legitimare procesual activă. Atât la nivelul unei fundații, ONG, cât și la nivel de persoană fizică. Exemplul este la Curtea de Apel Galați. Deci, dacă doriți, veți putea accesa niște keywords, niște cuvinte cheie pe Google, prin care putem, în felul ăsta, să dăm în judecată Parlamentul României. Ce putem face noi concret? Ce având în vedere faptul că nu suntem operatori de date cu caracter personal și nu avem dreptul să adunăm CNP-uri și alte chestii de genul ăsta, fiecare are dreptul schimb să citească în țara asta. Are dreptul și are acces la Google. Cine dorește va avea zilele următoare un draft de acțiune pe care îl va putea completa în funcție de studiile pe care le are, în funcție de consultanța juridică pe care o primește și în funcție de tot ceea ce dorește mai departe să facă, da? Se poate consilica pe, atât pe penal cât și pe civil. Da? Este vorba de o acțiune care trebuie să ajungă la o civilizație. Ne învârtim eu cel puțin de vreo 5 ani în stradă. Rezultatele că sunt, dacă vreți, până la urmă, că dau un guvern jos cu altul, care e mai prost, în general. De exemplu, guvernul Tudose. Sau, cum îl cheamă pe la Grindeanu? Sau Ponta. Sau cel de dinainte, cu care n-am nimica. Am vrut să vă spun următoarele lucruri, că acestea sunt efemere. Până nu ajungem să schimbăm ordinea socială în mod pașnic, să ajungem și să construim împreună o societate modernă în care ONG-urile să aibă cu adevărat rolul lor. Până atunci ne vom găsi în situația omului în mișcare, care aleargă mult și face puțin. Deci ceea ce vă cer este organizare. Nu organizare făcută de mine, nu organizare făcută de altcineva, organizarea vă faceți dumneavoastră. Această mișcare s-a născut tocmai datorită faptului că nu are lideri. Da? Sper că nu este clar ce trebuie să fac eu de mâine. O zis că fiecare sunt... Vocea Clujului.ro Accesați vocea Clujului.ro. Și acolo ce se va întâmpla? Probabil dacă veți avea noroc și internet, iar Dumnezeu va fi bun și vă mai deschide pagina, veți găsi un exemplu de om care a făcut asta. A tăcut și a făcut. Eu fac acest draft și ce fac? Dau statul în judecată, dau parlamentul în judecată. Ajută dacă suntem 10 mii care face chestia asta să ne ajut să fie un singur. În momentul respectiv, cred că un judecător ar avea o mai mare atenție și s-ar apleca cu mai multă atenție asupra materialului și asupra provelor materiale pe care le aducem, decât în cazul unei singure persoane. Dar este o părere proprie. Procesele colective în general sunt procese care au adus victoria și în țările de lângă noi, dacă vă uitați. Dar care trebuie dovedit o votă mare? Trebuie dovedit o votă mare? Pe punct de vedere, vă referiți că aici ai dat spătărelul meu. Atenție. Încă o dată repet, eu aici nu am venit să fac politică. Cine dorește să facă politică, eu mă delimitez. Mulțumim! Nu am venit pentru justiție, nu am venit pentru USR. La revedere!